Cu Vela defilezi cu încredere pe podiumul de la Bravo I Steel. Doamnelor, domnilor, bună seara, dragi jurați! Ce bună seara, caldo, Regino! Elinca. Că cine te vede și pierde și uzul rațiunii. Au! Și pe tine când te vede lumea și pierde uzul rațiunii. Mulțumesc pe această cale. Aș vrea să te ridici puțin. Da. Nouă ne place să ne lăudăm între noi, știți ne cum lăudăm e? Când între noi. Da. Când ne-au pierit lăudătorii, ne place să ne lăudăm între noi. Bună! Bună seara! Am o să zic eu pe ecrane. Bună! Da, frumoasă ești, Raluca! Deci am venit, Regino, mulțumesc! Ce ne-am pupat așa noi două pe negru astăzi. Și vă rog să-i vedeți și pe jurați în bleu. A, da! Nu ne-am vorbit. Știi că avem asta de la începutul... Fiel. Exact, Fiel. Da, Regina, tu ești superbă, de adevărat. Pe de cealaltă parte vrem pe această care să-i spunem lui Sorin Stratula că îl mulțumim și că iubim, că îl iubim enorm. Și da. Eu am fugit cu peruca în lume, practic. Și mulțumesc lui Alex și Ilincăi, pentru că ei mi-au ajutat să o aranjez astăzi. Dacă ne vede Sorin la televizor... Sorin, dacă am stricat, o să știi că eu n-am fost acolo, eram deja plecată, eram în plimbări, nu eram de nicio culoare în cabina juraților. Dacă le vedeți pe fete cum arată astăzi, în sfârșit pot spune de la cap la coadă, de la numărul 1 la numărul 8, că sunt concurente ale celui de-al 8-lea sezon Bravo I Steel. Absolut superbe, o să vă iau ochii, cu siguranță, mințile și răsuflarea. Intră concurentele! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. Bună seara, bună fetelor! Bună seara! Nu știu ce ați făcut de ieri până azi, nu știu unde ați fost, ce ați mâncat, cât de mult ați dormit, cât v-a luat să vă pregătiți. Arătați divin fiecare dintre voi. Mulțumim! Superbe sunteți! Andreea, ceva se vede foarte bine, faza lungă e... Nu te mai aranja, Andreea, că era bine rău. Era bine pentru noi aici, așa, în familie, dar pentru cei de acasă, acum chiar nu... E perfect. E, nu, 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 nu e în regulă. Bine, facem o pauză. Eu fac o pauză. Iris, vezi cum e cu faza lungă și cu faza mică? Că mi-e frică că dacă mișc prea mult, iese și la mine. Păi până rezolvați voi acolo problema, să se facă să se facă lumină. Aș zice să dăm startul defilărilor. Asta propun și pentru dumneavoastră și pentru concurente, să nu mai pierdem timpul, să lăsăm steluțele efectiv să cadă, să curgă, să vină înspre noi, să vă bucurați de ele. Ioana, bag de seamă că astăzi s-a întâmplat ceva. Ce ai zis? Gata, n-a mers o zi, n-au mers două zile, musa e a treia zi. M-am întors de la munte. Te-ai întors de la munte. Bine ai revenit, Ioana, te aștept la defilare.
Bună seara, draga mea Ioana! Bună seara, Ilinca! Bine ai revenit, mă bucur să te văd, să te revăd. Unde mergi, unde mă duci astăzi? Astăzi facem așa o tranziție și povestea spune că locuiesc în Spania și băiețelul meu a făcut niște prostii la școală și trebuie să mă duc un pic să rezolv problemele acolo și... A, ședință cu părinții, practic. Cam așa ceva, doar că e doar cu mama copilului care a făcut mici probleme acolo. A crescut în dragi și în acest moment audiența la Bulgaria 1. Ai un picior, ai un ochi, ai un cercel. Ai o fundă. Ai o fundă. De ce să fii stinsă? Ești stinsă. Aprinde-te. Aprinde-te, apasă Ilinca pe mai buton. Mai cu seama că merge și în Spania. Și în Spania. Ilinca, apasă pe un buton, uite pe... Azi duc armoreno, să n-am dă păr acolo. Bum, bum. Pe două butoane. Pe... Dacă mă întrebați, tot din cauza lipsei steluțelor contucurenta se află în această stare și situație. Dar, mă rog, asta e doar ce cred eu, s-ar putea să mă înșel. Cum arată ținuta? Cine îmi spune? Maria, vreau energie. Toată energia mea către tine, Ioana. Mulțumesc, Maria. În seara aceasta nu pot să zic că îmi place ținuta ta. Ești frumoasă, îți stă bine. Aș vrea funda să fie mai sus, dacă chiar îți doreai să... E așa? Tu ți-ai pus-o sau e da, cam așa? Da, am încercat să nu îngrămădesc foarte tare zona asta, că deja mă duceam în cercei. Da, probabil aș fi renunțat la genul acesta de cercei și aș fi rămas cu funda, dar un pic mai sus, practic, la guler. Dar chiar și așa nu mă dă pe spate. Ești o elevă, așa te văd. O elevă, mergi într-o zi normală, într-o zi de vineri la liceu. Aș fi încercat ceva mai mult. Aș fi făcut ceva mai mult. Mulțumesc, Maria. Andreea, de ce zâmbeai? Scuze, mă gândeam la altceva. Nu era legat. La ce te gândeai, zine și nouă? Te uitai în jos și zâmbeai. La ce să urmeze? La ce o să urmeze? Vedeți. Da, da, da. Păi fii atentă ce urmează, să-mi spui tu despre ținută. Nu râdeam de lucrul ăsta, de ce va urma un pic mai încolo. La jurizare te referi? Nu, legat de mine, de momentul meu. Îmi place ideea ținutei tale, însă nu-mi plac încălțările. Aș fi luat ceva cu o talpă mult mai groasă și poate nu cu acea catifea, cred, deasupra. Nu-mi place asocierea dintre fundă și umerii aceia foarte mari. Aș fi ales ori funda, ori umerii. În schimb, îmi place foarte mult zona capului, cerceii, părul, rujul pe care ți-ai făcut cocul. Într-adevăr, te duce cu gândul la Spania. Zona capului îmi place mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Ascultăm jurizarea. Ioana, simt pumnii, Doamne, dă a treia zi să fie cu noroc. Vedem ce se mai întâmplă. Măi, Ioana, situația este pe următor. Ioana, tu faci parte dintre categorie de vârstă care este în majoritate publicul acestei emisiuni, într-o 30 și ceva de ani. Deci marea majoritate a telespectatorilor noastre au 30 și ceva de ani. Nu, au 30 și ceva de ani realmente. Adică tu poți fi reprezentanta lor. Pentru că pe cele de 30 ceva de ani le interesează realmente ce styling-uri să facă, cum să se prezinte, cum, eu știu, de la job până la o petrecere, cum vreți voi. Adică tu poți fi o voce pentru această categorie 30 de ani. Adică eu nu vreau ca tu să alegi să taci și să încasezi, indiferent de la oricine. Plus că aș vrea să ai styling-uri bune. Ioana este de departe spus că ești splendidă, pentru că și tu ai fost manechin atâția ani de zile, poți încă să fii manechin. Probabil că și peste 20 de ani vei putea fi manechin la cum arăți. Ce înseamnă că mășei ca aia care te strânge peste piept groaznic? Groaznic. Este ca probabil o cămășuță din aia. Eu prea știi că pe vremuri, pe noi când eram mici, pe vremuri Ceaușescu ne trimitea la școală pentru că era frig, cu pulover pe sub cămașă. Trebuia să avem cămașă pentru... Nu se făcea layering, să nu ne înțelege greșit, nu era layering. Era doar frig, era vremea lui Ceaușescu. Și pe sub cămăși, aveam un pulover, un ce se mai punea pe dedesubt.
Tu ai băgat ceva pe sub cămașă de Sasha strâmtă? Nu, și e... Și pare și negru pe desubt. Nu e, nu e. E ceva, un nude, o bustieră. Mi-era teamă să nu se vadă alte lucruri. Ce să se vadă, puiule, că în cazul tău orice s-ar vedea este splendid. Mânecile. Iarăși, volumul acesta al mânecilor este foarte frumos, dar în contextul în care cămașa arăta cu totul altfel. Năsturașii sunt din ăștia sărăcuți, de cămașă sărăcuți, de aia transparenți. Fustă o lungime indecisă. Nu e nici lungă, nu e nici scurtă. Pantofii, ia... sunt niște pantofi de lac, ok, am înțeles, fără toc, pentru că, mă rog, n-ai vrut să duci ținuta în vulgar sau ai vrut am să faci avut colorească. Două variante în minte. M-am gândit, la început m-am gândit, pun niște sandale cu toc, cu platformă și zic, după care m-am avut și gândul să pun niște șosete albe, să mă duc cumva pe zona Hailey Bieber, dar până la urmă am preferat cumva să rămân în zona mea de confort, trebuie să recunosc. Ioana, sunt de acord cu Raluca, mi se pare că cămașa e puțin cam mică pentru tine sau e electrizată de outfitul pe care l-ai pe de sub, de acest body pe care... Cred că am strâns nu, prea tare. Nu, 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 n-are legătură cu asta, e vorba de zona sânilor, e vorba de cum vine pe talie și cum se lipește de fapt de zona asta. Altfel, îți spun sincer că pe mine nu mă duci cu gândul spre Spania, mă duci cu gândul mai degrabă spre America. E o copertă pe care o iubesc, cu Gwen Stefani, cred că de prin 2013-2014, în care purta fundă și au revenit fundele la momentul respectiv peste tot. Un look pe care de altfel și Alexandra Stan l-a preluat după aceea 1-1 ca în coperta Vogue într-un videoclip de lei. Dar asta e altă poveste. Overall, mi se pare că machiajul ăsta se potrivește de minune, use it and abuse it. Mi se pare că părul funcționează foarte bine pentru tine, dar avem scârțiele discutate deja la nivel de styling. Funda este prea mare pentru proporția acestor umeri. Există un gen de cumințenie care se vrea puțin glam, puțin austeră, care nu are nicio treabă cu aceste roți în cristale. Ele ar fi venit bine, roțile în cristale, cu această coafiură superbă și cu machiajul, dacă o duceai în Azucar Moreno. Pantofii au ceva de Arlecchino. De ce claciul banghește în portofel? Problema cu ținuta, Ioana, știi care e? Se vrea clas și e fix opusul. Adică tu ai vrut să faci o ținută clas, dar n-a ieșit pentru că elementele, pentru că funda. De ce avem aplicațiile alea de cristale? N-are structură, stă plăștită. Sunt foarte multe elemente care mă îndepărtează de la chestiunea inițială și este păcat, sunt de acord cu Raluca 100%, este păcat, a venit momentul realmente să te concentrezi. Concentrațion austriac, pentru că în seara asta n-ai. În păcate, în seara asta nu. Ce să mai zic, Ioana? Vorbește cu cei de acasă. Mai zicem nimic. Dragilor, poate că nu e locul meu aici. Rămâne la latitudinea voastră dacă mă votați și mai merg în continuare în competiție sau dacă mă duc acasă să mă relaxez la munte. Pupipa! Nu știu dacă e locul meu aici. Și din ultimele gale, poate că nici din punct de vedere vestimentar, nu mă simt de largul meu, punct. Nu mă încarc cu energia cu care mă așteptam să mă încarc. Sunt tare curioasă dacă astăzi Maria a schimbat, da, a schimbat. Dar ce a schimbat să nu recunosc astăzi când a intrat în platou? Te aștept să analizăm ținuta. Maria. Bună seara! Dar unde ai plecat astăzi așa? Merg la un meci de tenis. Primul meci din România dintre Sorana Cârstea și Simona Halep. Da, a avut Regino.
și cine? Da, a avut o energie mare pe piesa asta, ne-a electrizat. Cred că am greșit minutul. Eu n-am văzut legătura între melodie și outfit, îți spun sincer, că mă uitam așa. Nu mi era foarte clar ce se întâmplă. Am greșit puțin minutajul la apare la melodie. Începea puțin mai târziu vibe-ul, așa că... Da. Asta a fost pasta nefilat. Greșit, greșit, se improvizează la secundă. Te ridica de pe scaun, ai auzit altceva și dacă e melodia, colege. Aia e. Aia e. În sezonul 8 n-am auzit nicio poveste, niciuna. No. Tâmpe, seci, fără imaginație, nu... Vreau să mă tăvălesc la masa asta, să râd, să plâng, să ceva. Nu, sunteți foarte... Eu nu știu cum sunteți când ieșiți la mese cu prietenii voștri. Ce vorbiți? Sau ce le spuneți? Ce... Nu înțeleg. Maria, nu e vorba doar despre o defilare, despre... Totul trebuie să fie un compozit. E vorba de ce spunem, de ce... M-am săturat să dau referințele astea vechi, nu știu, și nu-mi place în general să fac comparații, că nu-mi place să fac comparații. E vorba, nu știu, de improvizație. Mai ții minte Silvia Popescu cu Florinel? Păi ce-a făcut cu acel bravo. Florinel? Vă pleca de la nimic! De la nimic. Pentru că și-a uitat povestea în ziua respectivă. Exact. Se tăvălea o țară întreagă. Nu freacă pe nimeni. V-am mai spus. De la un punct încolo poate să apară Madonna îmbrăcată de Iisus coborât. Nu mai freacă pe nimeni de la un punct încolo. Poți să-mi arăți luni că ești superbă, că am o rochie. Marți, miercuri, joi, vineri. Ok, what's next? Pentru TV. Ca așa, ok, mi-am pus... Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă. Da. Voi știți ce se întâmplă. Deci, unde mergi îmbrăcat așa, Maria? Merg la un meci de tenis între Sorana și Simona. Superb. Care e problema, Maria? La mine? Uh-huh. Nu e nicio problemă. Păi te văd un pic... Nu știu, probabil din cauza melodiei, că nu am simțit-o și m-am făcut micuță puțin. Pentru că am simțit de cum am început melodia că ceva nu funcționează și nu am reușit să o simt cum trebuie și m-am... Am fundat corăbile treaba asta. Nu am fundat corăbile, doar că nu am început cu dreptul cumva. Și, dar asta nu înseamnă nimic. Continui, am ținut, dar... Ok. Spune-mi altceva, Maria. Da. Ți-au descoperit colegele zona de confort? Așa susțin ele. Eu nu am cum să aprob acest aspect, pentru că nu consider că am o zonă de confort neapărat. Dar ele așa susțin. Cum am menționat și anterior, este posibil ca din exterior să se vadă diferit și eu din interior să o simt altfel. Cred că dacă m-aș gândi la... Știi, sunt persoane la care te gândești la un lucru și hai să vorbim din punct de vedere stilistic. Eu când mă gândesc la Maria în momentul ăsta, mă gândesc la sacou, asociez cu un sacou. De orice tip, mai mare, mai mic, mai structurat, mai nestructurat, mi se pare că sacou e itemul pe care ea îl accesorizează cel mai bine. Dar nu mi se pare că am... uzat prea mult sacoul, itemul sacou în emisiune. Eu nu mă văd în zona mea de confort. Eu, știindu-mă pe mine, sunt foarte haotică. Astăzi așa, mâine altfel. Adică e foarte, foarte... depinde foarte mult de mod. Deci nu m-aș regăsi în zona asta de confort în sacou. Nu mă refer doar la sacou ca piesă. Mă referam la lucruri ansamblu. La volumetrii, la tipul de accesorizare, cu pietricele fine, mici, argintii, la în preponderență combinația dintre argintiu și negru, la forma creată de tot look-ul, la structura aceea cu umeri puțin mai largi, în spate, în partea jos o transparență sau ceva subțire, un material, subțire, fin, cu ceva mai... Da. Mi se pare că styling-ul realizat de Maria ieri a fost unul pe care cumva l-a văzut propus de ea. Că dacă în alt fel. Mie nu mi se pare neapărat că ești în aceeași zonă, adică ai venit în stiluri total diferite, ok, că ai fost elegantă, mi se pare că vii cu aceeași energie. Și mi se pare că asta e de fapt problema, că de fapt lipsește energia. Și
vreau să văd și alte fețe ale tale, că n-ai cum să ai doar o față. Nu cred că așa ești și dimineața și la prânz și seara. Nu cred. O să te enervezi atât de tare atunci încât vreau să-mi arăți și altceva. Nu știu, o să-ți fac ceva ca să văd și altceva. Că Nu cred că pot să fii doar așa. Așa cum? Că nu înțeleg. Adică vreau să te văd și mai funny, vreau să te văd și mai nervoasă, vreau să te văd și mai... Nu știu, și în alte feluri, că sunt sigură că poți. Sunt sigură. Da, păi toți suntem funny, nervoși și enervați în anumite momente. Acum nu știu dacă mi s-a întâmplat aici. Cu siguranță am fost amuzată și amuzantă în anumite puncte, nu știu, dar... Rebecca, vrei să spui că e absentă într-o oarecare măsură? Nu e vorba de absentă, că este foarte atentă și vigilentă și stilul e pe măsură, însă nu-i văd personalitatea, la asta mă refer. Nu-i văd neapărat... Scuze că te întrerup, că tocmai asta e personalitatea ei. Cred că nu e genul neapărat care să se exteriorizeze așa cum am face-o noi. Eu așa o văd. Și inclusiv în momentul ăsta, când se discută despre asta, cred că se simte așa ușor stânjenită. Pentru că observ. Din ce am observat eu, cumva, nu știu, îi se pare ușor... Corectează-mă dacă n-am dreptate. Penibil, poate, să ne mai muțărim pe ei sau să râdem, să ne clizim, că... Am observat că, uite, inclusiv când făceam TikTok-ul pentru pagina noastră, tu nu ai intervenit. Am făcut și foarte multe TikTok-uri. Și m-am gândit, chiar mă simteam băi în timp ce făceam TikTok-ul, mă gândeam, mamă, cât de cringe, suntem. Sub nicio formă, nu. Dar stai că am acum... Poate așa e ea. Uite, fratele meu, spre exemplu, la fel. Mamă, Iasmina, las-mă cu cringe-urile tale, termină-te. Poate și ea e așa. Ok, dar acum am și o întrebare. Dacă la vârsta asta ți se pare penibil să râzi, să te distrezi, să have fun și așa. Dar când n-o să ți se pară penibil? Adică, sau de ce e penibil să râzi și să te simți bine? Nu am zis să se mai muțărească, nu am zis să facă pe clownul, nu am zis să facă nimic ce nu ar fi așa. De fapt, a fost doar o sugestie. Eu știu că personalitatea ei oricum este una foarte finuță și foarte cu minte și așa, dar sunt sigură că mai are și alte fețe când e ea, când e ea în elementul ei și... Sunt sigură că poate să fie și aici în elementul ei 100%. Rebecca, care dansează automat, ea nu are nicio problemă să fie dezinvoltă. Nu e ca și cum eu n-aș putea fi, dar stilul meu nu este acesta. Eu cred că ea ia foarte în serios competiția și cumva cred că de acolo vine relax, și atitudinea asta. Adică odată că sunt de acord cu tine, cred că așa e felul așa ei. Așa că ea, adică și odată, acasă, și aici, și apoi ea demonstrează în fiecare zi că ia foarte în serios tot ce se întâmplă aici. Și atunci, probabil, și atitudinea asta. Da, dar eu nu mă iau de ea. Adică nu înțelegeți greșit, Maria, nu mă iau de tine. Da, nu, stai eu doar, acum formă. Chiar am încercat să da, te ajut pe de-o situația, parte. Da, așa situația, da. Eu așa sunt, cu asta mă prezint. Cool. Am înțeles. Nu trebuie să schimb nimic și nu, sub nicio formă, nu mi se pare penibil absolut nimic. Doar că, ba, chiar vă admir că puteți fi așa, eu nu pot. Și când o fac foarte stânjenită. Vezi? Și nu mi-e exact și stângace. Adică, eu prefer să fiu eu, că așa știu să fiu cel mai bine. Poți să înțeleg. Când spui că nu pot fi așa, nu așa pot cum, să Maria? Fiu vocală, nu reușesc să mă integrez foarte bine în anumite discuții. Eu sunt la locul meu, liniștită, în punctul în care... Zic ceva, o zic pentru că cumva am ceva de zis, dar nu-mi place să mă induc așa în foarte... Cred că stilul e mai mult decât hainele pe care le porți, pentru că nu suntem niște simple umerașe pe care se pun niște haine și arătăm impecabil and that's it. Poate pur și simplu așa este ea și atât poate ea să aducă la Bravo Ai Stil. Am apreciat întotdeauna finalistele care au avut mai mult de oferit decât doar haine. Mi se pare că luați lucrurile un pic prea în serios aici și mi se pare că este doar părerea mea. Nu judec, faceți cum credeți, dar mi se pare că se afișează, să nu folosesc cuvintele nepotrivite, că vă e frică să vă simțiți un pic bine, un pic mai mult bine, la modul ăsta spun. Adică să fii cum ai fi tu acasă când faci TikTok-urile, nu zic, nu zic nimeni să te mai muțărești aici, dar... Da, mă mai muțăresc, eu n-am treabă. Da, nu, a fost un exemplu că ai adus în mențiune acel subiect. Vrei să spui că fetele iau competiția mult prea în serios și se focusează mult prea... O iau mult prea în serios și devine plictisitor ca și vibe. Adică eu și dacă vreau să interacționez poate cu anumite fete de aici, sunt atât de soft încât mi-e și frică să spun
să fac o glumă, să mă duc cumva, să pot să, nu știu, să-mi permit lucruri. Până și atunci, cumva, okay. Prin asta am trecut și eu. Când, în momentul în care m-am înscris, zic, mamă, merg nu vreau acolo, să fie caterincă totală, o să ne distrăm. Venisem cu gândul de a mă simți cu adevărat bine, să mă lăsesc. Și cumva... Păi și ce te oprește, Ioana? Nu s-au legat lucrurile. Prietenii mei, cred că când o să vadă, n-o să, o să zic, bă, dar tu ești super caterincă, super glumeață și acolo nu s-a văzut. Nu... I don't buy this. I don't buy this, iertare. Nu cumpăr asta. Nu cumpăr asta. Caterinca este în tine, umorul este în tine, acțiunea este în tine, indiferent de context. Doar că glumele mele, în general, I don't buy this. Scuze că întrerup. Sunt pe sarcasm și pe ironie foarte multă și atunci și ce te oprește, Ioana? Asta voiam să spun. Ce te oprește? Pentru că dacă era Don Joyce atunci. Nu, nu, asta voiam să spun. Până la urmă, concluzionând, sau cel puțin pentru mine, asta e concluzia la care am ajuns, orice e forțat nu dă bine. Adică dacă tu așa ești, dacă nu ești genul care să nu neapărat să se mai mulțărească, s-a folosit mult prea mult expresia asta, dacă tu nu ești genul pasional, dacă nu ești genul artistic, dacă nu e în tine, dă mai urât să o forțezi. Adică ar fi, știi, cred că de fapt Bravo ai stil transmite telespectatorilor exact personalitatea noastră reală. Revenind, Alexandra, da. De ce ai spus că pentru tine Maria rămâne în continuare o enigmă? Încă îmi rămâne puțin curiozitatea și față de Maria, dar față de Maria, de exemplu, momentan nu știu nimic. S-a făcut Instagram-ul clean înainte, totul a fost... Are postări din ultima perioadă și apoi din 2021, între nu mai nimic. 2022 nu cred că am văzut vreo postare la ea pe Instagram. Maria, unde ai fost? Bă, nu știu, n-am văzut pe Instagram-ul. Nu știu, Maria, unde ai dispărut și făcut? Am postat din 2014 pe Instagram. Aștept Instagram-ul și l-am păi de la asta m-am legat că n-are background să-mi dau seama de ceva. Dacă înainte lucra sau nu lucra cu cineva, dacă înainte activa în domeniu. Nu poți să-ți dai seama de nimic din background-ul ei de pe Instagram, ce făcea înainte, cu ce se ocupa și așa mai departe. Din punct de vedere stilistic despre Maria, nu pot să-mi dau seama ce și cum făcea înainte. Prezintă niște ținute extraordinar de frumoase și am înțeles că e artistă în interior și așa, dar unde e esența, unde e zvâcul, unde e... Dacă tu te pierzi că ai auzit o jumătate de piesă diferită și nu poți să te adaptezi, nu ești adaptabilă, dacă ți se rupea pantalonul, nu trebuia să încropezi ceva repede. Nu înțelegi? Asta vreau să zic. Toate lucrurile astea de estetică și defilarea și tot țin de niște detalii foarte fine și poți să cazi ușor într-un manechin care doar prezintă o ținută, știi? Asta era ideea, plus de faptul că în continuare susțin că mi se pare că nu greșește și un singur om care face niște ținute să nu greșească deloc. Uite că există, draga Alexandra, și știu că mi-a spus în culisă că am o pauză în postările mele de pe Instagram. Știu că ai cunoștințe la fostul meu loc de muncă. Poți întreba acolo, că nu o să-ți fie greu, nu vreau să dau numele pe post. Însă sunt niște chestii care se pot afla și nu e foarte greu. Și cum am spus și anterior, până în punctul să... până nu o să primesc dovezi vis-a-vis de chestia asta... Nu pot, n-am ce să discut, adică eu zic că nu am stilist, tu îmi zici că am stilist, că e posibil să te ajute cineva, chestiile astea au mai fost și în trecut cu Constanția. Stai un pic, că nu te-am acuzat că ai, ți-am spus că am dreptul să-mi pun niște semne de întrebare, punct. Tu vii și te argumentezi înapoi la acuzația mea, să zicem, dar nu e de fapt o acuzație, e o presupunere, e diferit. Da. Atâta tot, nu e nimic ieșit din comun, să mi se pară absurd că te îmbraci atât de bine zile, săptămâni, deja 2 luni la rând. Și să dai greș foarte, foarte rar și cu niște detalii atât de mici și insipide peste care la o altă concurentă s-ar fi trecut oricum. Adică niște chestii destul de minimaliste, înțelegi? Explică-mi și mie sau nouă ce înseamnă un profil de Instagram clean. Ideea e că eu când m-am referit la clean la Maria e că a șters sau n-a avut prea multe postări pe Instagram. Nu știu, bănuiesc că fiind o pauză între 2021 și 2023, ori n-a avut Instagram, ori a șters postările, ori nu a fost activă pe Instagram. Dar eu am ales să spun că are un Instagram clean, că nu pot să văd din spate
în ce fel își creia ea content pe social media și ce fel de styling și stil avea înainte. Nu mi-am creat niciodată content pe Instagram. Când îmi făceam o poză o dată pe lună, mi-o postam și atât. Adică niciodată nu am fost persoana care să stea pe Instagram și să posteze. Nu aveam niciun interes, aveam doar prietenii la followers și ei mă urmăreau doar pe mine. Adică nu făceam nimic pe Instagram și în perioada aceea munceam, aveam facultate. Nu, niciodată nu a fost un aspect important pentru mine Instagramul. Ce pot eu să mai zic? Are un argument plauzibil. Eu am făcut afirmația asta și ea vine și mă contraargumentează cu faptul că nu a fost interesată să se promoveze până acum pe Instagram. Foarte bine. Atunci... Da, ai șters vreo poză de pe Instagram? Niciodată. Nu. Adică cele vechi, foarte, foarte, foarte vechi, care nu mai plac, cel puțin le arhivez, dar niciodată nu șterg pozele de pe Instagram. Nu. Foarte, foarte rar. Ok. Să vorbim despre ținută. Rebecca, cum ți se pare? Mie îmi place ținuta, dețin și eu aceiași pantaloni. Poți să văd geanta? Da. Îmi place și geanta. Nu știu, poate aș mai fi pus un artificiu, ceva mai sclipitor, dar asta e gustul meu. Ai zis că mergi la tenis, atunci poți să înțeleg că e peste zi și merge așa și e altceva, nu mai am ce să zic. Îți stă bine, îți vine bine. Să analizăm ținuta cu jurații. Maria, te invit în fața lor. Bună seara, Maria! Bună seara! Pentru mine e mai degrabă un look de workout. Nu știu dacă știi caseta Jane Fonda, 82, e tipologia de look, care după aceea a fost adus foarte în actualitate de Dua Lipa cu, cred că, Let's Get Physical, cred că așa se numea workout-ul pe care ea l-a gândit. Și cumva avea tipologia asta de look-uri, bentițe, avea în egală măsură tipologia asta de kilot, pantalon. E mult mai în sfera de workout decât în sfera de tenis, dacă mă întreb pe mine. Da, inițial m-am gândit la workout, dar ulterior am zis să schimb puțin, că am mai fost odată cu o temă în genul acesta, cu sală și cu sport și am zis să... Vreau să continui cu tipologia asta de machiaj. Ai schimbat ceva față de ceea ce făceai tu în mod normal și acum mi se pare mult mai bine. Deci, dacă vrei să-ți îmbunătățești direcția, ascultă-mă și păstrează. Ești foarte luminoasă la nivelul ochilor. Mi se pare că te ajută foarte mult tipologia asta de culori deschise, pastelate. Tu având în esență o carnație oliv, având în egală măsură tipologia asta de brunet în piele, în culoarea părului, culorile de tipul ăsta te duc într-o zonă mult mai soft, mult mai light, mult mai luminoasă și te ajută, să știi. Nu ai nevoie de tot timpul de chestia aia foarte strong și foarte definită, pentru că așa ești o Maria care are cu, nu știu, 5 ani, nici nu știu dacă mai ești la vârsta legală, dacă mai scădem 5 ani din vârsta ta. Să particip la competiție. Să particip la competiție, exact. Altfel, mi se pare un look bine construit și îmi place detaliul de la păr. Apropo de ce vorbeam noi în culise, Raluca, cu acoperitul elasticelor. Așa. Uite, în cazul ei, un elastic la vedere, în felul în care și-a prins coada, e un detaliu pe care ea l-a lăsat special așa, tocmai pentru că funcționează ideea de scrunchie vizibil la nivelul părului. Dacă și l-ar fi acoperit cu păr, n-ar fi funcționat. Inițial mi l-au acoperit și am zis că nu. Nu știu, uite, nici măcar nu știam detaliul ăsta. Pur și simplu, văzându-l acolo, am zis, e până și ăla e bine plasat. Și adică vrei să lăsăm elasticul la vedere în coada asta? Nu, draga mea, nu. Noi vorbim de altă combinație aici. Mulțumesc, Alex. A pronunțat cineva mai devreme, o colegă sau Ilinga, nu mai iertați-mă, eram deja, mă enervasem un pic, a pronunțat cuvântul show. În opinia voastră, ce înseamnă show sau ce înseamnă show de televiziune? Ce înseamnă? Sunt foarte mulți oameni, Maria, vorbesc cu tine pentru că tu ești în fața mea, pentru toate sau pentru majoritatea sau habar n-am, nu știu. Ce înseamnă show? Ce crezi că înseamnă? Ce presupune ideea de show TV? De ce? E ca și cum am face diferența dintre print și online. Ce înseamnă show? Probabil înseamnă să știi să transmiți oamenilor ceea ce trebuie să transmiți, să fii înțeleasă de către cei de acasă, că până la urmă te dedici unui public. Deci toată focusarea e către public. Tu ai spus la un moment dat că ai venit să faci styling, which is the main course, absolut, cu siguranță. Dar
nu trebuie integrată chestia asta, Maria fetelor, într-un show? Cu siguranță, da. Adică e păcat să nu folosiți această oportunitate? De-aia spun că mi-e foarte greu să cred. Uite, când îmi spune cineva ca Ioana, că în mod normal eu nu pot să înțeleg asta. Oamenii care mă cunosc știu foarte bine. Eu cum sunt în acest platou de televiziune, sunt în fiecare zi a vieții mele, oriunde, peste tot. Dacă scoatem ținutele de pe tine, de pe altă colegă, care sunt bune, foarte bune, mesajul nostru, ce vrem să transmitem, ce vreau să fac cu chestia asta, care-i scopul meu? Raportat la ideea de show, te rog să-mi spui tu asta. Contează să știți, mai presus de orice, tu porți hainele, nu hainele te poartă pe tine, și contează să știi să-ți porți hainele în ritmul pe care ți-l dorești să-l exprimi prin esență, prin efect. Vrem să vedem chestii amuzante, funny, witty, de ce nu, dacă sunt susținute, dar să vedem dracului ceva. Ținuta este corectă. Mulțumesc. Da, ținuta este corectă. Nu am nimic de adăugat în afara faptului că la fel ca și Moris, la fel ca și Alex, la fel ca și Ilinca, la fel ca și telespectatorii, chiar mi-aș dori, nu știu, adică și pentru noi ar fi altfel să putem să interacționăm cu voi. Chiar dacă, bă, ne spuneți, nu sunteți de acord cu lucrul pe care îl spunem noi. Foarte bine. Aduceți un argument. Spune-mi și noi ce avem de spus, creăm o poveste, creăm o discuție, adică și pentru noi ar fi mult mai challenging. Ținuta este foarte bună, ca de obicei, bravo Stil Maria. Mulțumesc, Raluca. Bravo Stil Maria. Mulțumesc, Alex. Vorbește cu cei de acasă, Maria, felicitări. Mulțumesc. Bună seara, dragilor. Încercăm să schimbăm ceva și sper să reușesc. O să îmi dau tot interesul în această privință și vă rog să mă susțineți în continuare votând indicativ 12 la 1220. Vă mulțumesc! Din partea jurului, până în punctul acesta, am primit laude de atitudine, de defilare, de melodie de foarte multe ori. Adică chestia asta e prima oară când mi s-a întâmplat și pe care, cum am zis, am simțit-o și eu. Defilarea de astăzi mi se pare că și mie și eu aș fi comentat același lucru. Nu suntem perfecți, avem scăpări, avem zile bune, avem zile rele, îmi asum, încerc să o iau într-un mod constructiv și să nu se mai repete. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Da, 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 ești, Alexandra, ceva. Ce-ai pe din t-shirt? Ești și eu pe timpul momentului, Regina, să zic, am uitat și la Becky. La Rebecca. A simțit și ea pita, am văzut-o. Am văzut-o. Completat. Bună seara, Alexandra. Bună seara, Ilinca. Ce faci? Eu acum fac foarte bine că te văd, bine că m-am bucurat de prezența ta, de defilare, de zâmbetul tău care astăzi vezi are. Vezi ce strașnic este zâmbetul. Nici nu prea pot să vorbesc de pietrele astea de pe dinți. De ce? N-am o dicție prea bună. E o gutieră, de fapt, pe care am făcut-o eu. Am accesorizat-o eu și nu prea am voie să vorbesc. E suficient, accesoriu arată într-un fel. Vreau să știu un lucru foarte important. Nu pot să dorm noaptea din cauza asta.
Și tu când mergi pe stradă, arunci așa câte un picior? Da. Așa, exact. Cum așa face la Luca? Zi. Așa merg, da. Când mergi să cumperi pâine. Înțelegi ce zic. Îmi zicea mama, fetiță, tu o să ajungi virală, o să știe toată țara. Mie o să-mi fie rușine să mai scrie pe stradă, că o să vină toată lumea să facă poze cu tine și așa mai departe. Și tu nu te abții. Tu nu poți să stai cu minte într-un loc. Mie o să-mi fie rușine să mai merg cu tine prin magazine, că tu faci toate alea prin magazine și o să știe lumea că-s maică ta, că-s lângă tine. Ascultă-mă puțin, fetiță, că tu ce face pisica mea n-ai făcut în viața ta și nu o să faci în viața ta. Pisica mea când se suie într-o leibuz, ea intră în șpagat și ea nu stă cu mâna de bară atârnată. Ea își pune crăcău pe bară. Ea așa merge la 8-9 stați. Trebuie să mai învăț pe bară. Da, trebuie să mai exersez. Uite-o, cum o vezi? Așa da, aici facem. O fac modesta. Da, da. Alexandra, draga mea, unde mergi tu astăzi? Gata, Elinca, e piesa gata. Suntem gata? Pregătiți și mă duc să filmez marele clip. La clip. Imaginați-vă așa că o să am doi Doberman, n-am putut să vin cu ei, nu m-au lăsat băieții să-i împrumut și aici. Și un mare, nu știu dacă am voie să zic la televizor, o mașină din asta mare, frumoasă. Așa. Și mai am și un alt look într-un private jet. E pe lux și opulență, cum s-ar spune, e pe dolari și pe bani mulți acest videoclip și sper să ajungă viral, dar mai vedem, să-l facem și după aia mai vorbim dacă a ajuns sau n-a ajuns viral, cum mi-am propus. Știi că e energia asta, Alexandra, dacă faci mișcările astea, dacă transmiți ceea ce transmiți, n-are cum să nu fie, stai liniștită. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Jasmine, cum arată ținuta? Îmi place, deja m-am obișnuit cumva cu zona asta stilistică pe care o tot propui. Nu pot să zic că nu-mi place, îmi place. Se pare aceea zona stilistică. De când am intrat eu în competiție, da, dar nu-mi displace. Îmi place foarte mult. Da, ideea este că o să dezvălui o motivație pentru care am venit toată săptămâna, să zicem așa. Ia. Mi-am legat toate poveștile pe o bază și anume... trep. Și pentru că aveam la bază trepul, am zis să o duc în direcția asta de underground. Dar cred că ținuta de ieri a fost o ținută lejeră, de zi purtabilă. Asta e o ținută dusă într-o altă extremă, într-o... Nu știu, eu când mă uit la tine, mă gândesc la Cardi B, mă gândesc la Nicki Minaj, asta mă gândesc la trapper, rapper. Săptămâna asta am și doream să se întâmple asta, asta să fie direct. Asta, dar vreau să te văd și altfel și cu siguranță dacă spui cu siguranță, că doar da. Povestea voi experimenta asta în viitor. Îmi place geanta. Mulțumesc. Nu o să te întreb de unde o ai, dar îmi place. Sau poți să-mi spui tu? De la magazin. De la magazin, ok. Am primit-o cadou. S-o pur sănătoasă. Mulțumesc. La cât mai multe. Doamne ajută, așa la toată lumea. Atât, Irinca. Andreea, cum arată ținuta? Îmi place foarte mult ținuta pe care o porți în seara aceasta, însă mi-ar fi plăcut mai mult ca pantalonii să fie într-un material mai gros, se vede prin ei. Pentru că ai și această blană groasă și atunci s-ar fi așezat mult mai bine. Eu, sincer, nu văd geanta în combinația asta. Aș fi văzut o altă geantă mai mică, altă culoare... așa, în rest, zona capului îmi place foarte mult. Îmi place cum ți-ai făcut buzele, machiajul ochilor. Mie îmi place geanta asta mult, sunt tare mândră de ea. Este e una frumoasă, dintre gențile da. Mele din colecție preferată și mi s-a părut că sparg toată roșața asta, că sunt roșie ca focul să-mi surâdă norocul, cu acest galben. Este frumoasă, însă este prea elegantă, din punctul meu de vedere, pentru ținuta ta. Bine. Okay. Da. Mulțumesc. Să vedem ce spun jurații despre ținuta ta, Alexandra. Ești pregătită? Da, m-am născut pregătită. Fața lor. Asta e partea mea preferată din piesă. Dragă, de fapt, situația genții stă în felul următor. Geanta se potrivește foarte bine cu haina. Asta e chestia. Că dacă ai fi avut o altă blană, nu știu, albă să spunem, sau nu știu, whatever, altă blană, care ar fi mers cu roșu, da, atunci geanta nu mai încăpea. Auzi, da, ai o blană, Alexandra.
am, e un iepure cam obosițel un pic, așa că... Nu, să știi că se vede foarte frumos, în contextul ăsta se vede foarte frumos. Și are și epoleți. Tot... Și epoleți, am văzut, mă, fierte epoleți. E un vintage, nu este o geacă de blană nouă. Și îi cam cade părul din ea, dar știu un secret pe care mi l-a vândut doamna așa, de unde am luat blana. Să o băgăm la congelator. Da? Oricum, e metoda ideală de a prezerva astfel de blănuri naturale. Tot timpul, persoanele pe care le cunosc și au multe blănuri în garderobă, le țin într-un frigider special pentru blănuri. Alexandra, ținută, e foarte bună, îmi place ideea cu videoclipul, deci pe Rebecca o ideasătoare la videoclip. Vreau să merg și la videoclip cu gagici, trebuie să fac și eu ceva acolo, te gândești? Și tu te potrivești așa cu piele casting. Toată și cu pietre, bătută în pietre, cum ești tu, ești merg? Perfect. Dacă vrei să mergi, eu vreau să mergi, îți dai seama. Normal. Hello, bună, mulțumesc. Îmi place povestea asta cu grillzurile, cu cristalele în gură. Mi se pare că funcționează foarte bine cu lucrul pe care îl desenezi și mie îmi place foarte mult geanta în contextul ăsta de outfit. Pe mine mă duci cu gândul, o să râdeți, dar e, dacă aș fi să o reinventez pe Cruella, așa aș reinventa-o pe Cruella. Și am o fascinație pentru personajele negative din desenele astea animate, din poveștile astea. Nu înțeleg de ce sunt tot timpul... Sunt... Mie mereu îmi place de aia cea mai... Da. Overall, Alexandra, un look foarte bine construit. Bravo. Mulțumesc. Bravo, din suflet. Mulțumesc. Bravo, și Alexandra. Mulțumesc. Mulțumesc mult! Felicitări, vorbește cu cei de acasă! Mulțumesc! Dragilor, am dat-o bine și astăzi și mă bucur enorm de tare pentru că, credeți-mă, chiar îmi dau silința și mă concentrez cât pot eu de mult. Dacă vă plac dinții mei hauriți astăzi, hați, votați 10 la 1, 2, 2, 0. Vă pupă Cruella! Și Rebecca, dacă tot ești acolo aproape de locul pe care stă așezat Alexandra, am să te invit să și vedem o parte din coreografia clipului, nu? Că e păcat. Au! Haide! Au! Haide! Muzica, vă rog! E perfect, las-o așa. Asta am și doream la videoclip, să zboare banii și pantofii. Cum ai zis, Maurice? Maică-mea. Miliția, când s-au pus amândouă una lângă alta. Vai. O să iasă foarte bine clipul ăsta, atâta pot să vă zic, fetelor. Abia aștept să văd rezultatul final. Să vedem bine dacă ajunge viral sau nu. Oi. Vă povestesc mâine. Maică-mea, stai liniștită. Mergem mai departe. Cine urmează? Să vorbim despre Chipiuță, dacă tot s-a discutat despre ea. Hai să o vedem, hai să o analizăm, hai să ne dăm seama dacă e bine, dacă nu e bine. Draga mea, Jasmine, te aștept. Defilare! Doamne. Superbă ești! Mi-a plăcut mișcarea scenică, mi-a plăcut mimica, gestica. Actriță, domne, în toată regula, dar am senzația că ai și o poveste cu ceasurile astea. Ești supărată pe timp, pe vreme, pe ce ești supărată? Chipița! Sunt supărată! Cu totul! Dragi telespectatori, vă recomand când mergeți la psiholog, la psihiatru, să nu spuneți chiar tot, pentru că s-ar putea să vă închidă. Nu neapărat la răcoare... Dar poate într-un spital. Aolo. Da, m-am internat. Sunt deja de vreo 2 săptămâni internată și din păcate suntem doar fete. Și mi-e dor să se rușim, băiat. Singurul lucru pe care pot să-l fac să mi-alin așa puțin durerea, deși sunt destul de dopată, nu mai înțeleg nimic. Am încercat să sar gardul, n-am putut, că nu mă țin picioarele, abia merg.
Singurul lucru pe care pot să-l fac este să ies în grădină. Avem un părculeț de ăsta, bine, mult spus părculeț, în care stau și încerc să-mi găsesc celelalte personalități, dar nu le mai găsesc din cauza medicamentelor. Ilinca nu știu unde s-au dus, că aveam destule și au fugit. Și nici băieți, și nici French kisses, și nici nimic. Și număr secundă cu secundă și minut cu minut și oră. Nu să mor, Doamne ferește, să pot să fac eu un plan, să ies de acolo odată, da. Păi și cât mai ai? Până ce? Până ieși. Păi ei m-ar ține acolo pe viață, Ilinca. Aole, da, adică e gravă dar, situația. Asta depinde, nu știu, vedem. Vino aici lângă mine, zic să refreshizăm așa puțin situația. Avem o poveste totuși și avem o actriță. Revenind aici în platou, unde toată lumea e bine, sănătoasă, peste luță, o să te rog să stai. Doamne Jasmine. Ajută la toată lumea. Rebecca, am înțeles că ai urmărit ce face Jasmine în online și ai încercat așa să-i conturezi un oarecare portret. Nu, nu am urmărit. Mi s-a întâmplat să-mi apară pe feed de, nu știu, o dată sau de două ori și am reținut-o după... caracteristicile okay, faciale. Ce, da, aveam căpău. Acolo. Pe TikTok n-am căpău. Mi se pare că e mult mai relaxată și fun în formatul ei de pe social media și că așa aș vrea să o văd și aici, probabil. Și am zis că mi se pare aici puțin prea pregătită, exact cu același vibe cu care am venit și eu mental, să fiu pregătită, să fie totul așa, 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 doar că i-am dat seama când am ajuns aici că nu. Că nu o să pot să fiu eu dacă vin așa pregătită și asta simt cumva și din partea ei și aș vrea să... să văd mai mult. Să nu văd așa un ambalaj. Da, urmează gala și o să am ocazia să-ți arăt ceva fain, dacă asta îți dorești. Nu știu de plicitură. Da. Da. Știu că are un content destul de apreciat pe internet. Știu cu cine... Destul! Asta se poate și mai bine. Ai impresia că nu se poate și mai bine? Da, nu, dar mi-a plăcut. Destul! Și asta e un lucru foarte bun pentru ea. Care o bază de oameni care o apreciază și care o plac. Că e de ajuns să spună pe TikTok că apare la emisiune și are o mare, mare parte de oameni care o să o voteze. Deci în momentul ăsta tu zici că are un avantaj. Foarte mare. Dar asta e norocul ei, adică e munca ei până la urmă. Are un background în spate și pentru care a muncit, a venit și l-a primit așa peste noapte. S-a trezit cu 100.000 de oameni care o urmăresc pe Instagram. Cred că, da, poate e un avantaj că am intrat cu urmăritori și cu o comunitate în competiție, dar e la latitudinea mea ce fac cu asta de acum încolo. Adică depinde cum mă prezint și ce fac din avantajul ăsta pe care l-am. Cred doar că vrea să-și facă temele și vrea să fie, să intre cum și-a propus în emisiune și nu știu... Ea a zis că o să dezvolie pe parcurs ce are de arătat, așa că aștept. Adică nu... Am cuvântul, da. Oricând doriți, fetelor, creați un dialog între voi, că asta e nu, subiectul. Pentru mine, i-am spus și în culise, poate nu m-am făcut destul de bine înțeleasă. Pentru mine, emisiunea Bravo Isil este chiar cea mai mare oportunitate să arăt cine sunt cu adevărat, pentru că de multe ori am suferit în mediul online, fix ce spuneai, că m-am lansat într-un anumit am început să creez un anumit content, beauty, lifestyle, eu știu, sketch-uri cu fratele meu, lucruri amuzante și de multe ori mi-aș fi dorit poate să fac mai mult, să arăt oamenilor că pot mai mult. Poate, nu știu, un content legat de psihologie, de drept, de inclusiv actorie. Și vreau să fac asta, începând cu Bravo Estil. Vreau să arăt adevărat, nu neapărat adevărata mea față, dar... Da, să arăți veleitățile. Da, da. E, pot spune, o foarte mică parte din mine expusă pe TikTok. Păi, se vede că ai... Îți văd așa niște talente mici ascunse, dar și vreau să le văd. Poate că m-am grăbit eu să zic că e într-un fel. Dar asta am zis, mi-a dat senzația că ai venit poate mult prea pregătit, adică să nu ieși să mergi doar așa, să nu vezi un pic și drumul de zigzag. Dar ok, rămâne de văzut. Jasmine, tu crezi că ai un avantaj în această competiție pentru că activezi în mediul online, creezi acolo content și ești activă? Cu siguranță poate fi un avantaj. Cred că depinde de mine cum folosesc acest avantaj. Adică în momentul în care eu intru în competiție, strict ceea ce fac eu, cum mă prezint, ce port, cum vorbesc și așa mai departe, mă ajută sau nu să determin oamenii să mă voteze sau nu.
Mm-hmm. Pot și să dezamăgesc comunitatea mea la fel de bine cum pot să o fac mândră. Adică mi se pare un avantaj până la un anumit moment dat. Cu siguranță. Ok. Alexandra, tu aveai un dialog cu Jasmine despre asta. Da. O știu și eu de pe TikTok, la fel eu am susținut din primul moment de când a venit în testimoniale și am fost întrebată de ea că știu că activează pe social media și are o comunitate foarte mare, nu putem să ne rezumăm la câteva numere cum eu sau alte persoane de aici, ci ea chiar are și e un lucru de apreciat pentru că a muncit pentru ceea ce are în online și clar are o bază de oameni care deja o apreciază, deja au o imagine a ei creată în cap și în momentul în care oamenii și-au făcut o părere despre tine, te plac în social media și ești atrăgător pentru ei, expunându-te și mai mult și pe partea de TV și așa mai departe, e greu să o dai în bară și să-i dezamăgești cumva, pentru că ei știu deja la ce să se aștepte de la tine, ținând cont că te știu deja din online și mi se pare că chiar ne arătăm mai mult viața în online decât o facem aici. E mult mai vizibilă și mai necalculată pe social media de multe ori, e mai rapid să scorți telefonul, faci un story, l-ai postat pe Instagram. Legat de lucrul ăsta, uite, chiar dacă sunt aici de două zile, trei zile, apropo de social media, mi se pare mult mai greu să lucrezi în televiziune decât să activezi în domeniul social media, mai ales într-un reality show, nu știi când ești filmat. Deci nu e ca și cum iei telefonul și începi și faci un story. Nu știi când ești filmat de foarte multe ori, nu știi ce, eu știu, expresie facială apare la televizor, nu știi exact cum vei fi perceput. Deci cred că transparență mai mare ca într-un show de televiziune nu există, nici măcar pe social media. Jasmine susținea faptul că de cele mai multe ori urmăritorii de pe Instagram, de pe TikTok, din online, nu sunt și cei care votează în cadrul unui show TV. Da, așa de acord, este. Total de acord. Toată lumea de acord și cu asta. Eu nu sunt de acord. Nu? Dacă oamenii susținere. Dacă oamenii te plac, chit că ei poate nici nu s-au uitat vreodată la emisiunea asta, dar au o afinitate pentru ea ca persoană și știu că ea are un proiect în desfășurare, o să intre și te pot uita special pentru tine, da, într-adevăr. Exact, dar despre ce vorbim? Acum nu zic că toți 200.000 o să vină și o să voteze numele tău. Că poate unii te urmăresc doar pentru că nu le place de tine. Și sunt mulți și oameni de genul ăsta care te urmăresc pentru că nu te plac. Dar uite, mare parte probabil o să te voteze și o să se uite, poate nu se uite la emisiune în general și o să se uite acum strict pentru tine. Pentru că te văd mai mult decât poate ai tu timp să faci content pe online. Bun. Cum arată ținuta pe care o propune astăzi? Georgiana. Jazz. Să zicem că îmi place ținuta ta, pentru că prezintă o anumită ciudățenie, așa, și dacă ne legăm de ce discutam noi la, cred că la prima emisiune despre tulburări, această ținută așa e ca o tulburare. Păi ai auzit povestea? Da. Se leagă și cu discuția noastră din culise e de acolo. Ok. Nu îmi place într-adevăr nebunia asta din zona, nu, aș vrea să-ți văd părul frumos, aș vrea să te... Urmează, da. Promit. Și de ce unul dintre ceasurile e fixat la ora 10, celălalt le-ai fixat intenționat, are vreo simbolistică sau pur și simplu așa le-ai luat? Având în vedere că am personalități multiple, probabil am făcut-o... Inconștient. Da, nu știu. M-am gândit eu, da. Mulțumesc, Georgiana! Foarte, foarte interesantă toată povestea în ceea ce te privește, Jasmine. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută în fața lor. Bună seara, Jazz. Iartă-mă că te deranjez, dar te văd foarte prins acolo în povestea ta. Am o problemă cu ansamblul pe care îl prezinți, pentru că ești foarte costumată din punctul meu de vedere. Ești un personaj 100% în momentul ăsta. Încerc să mă gândesc dacă într-o seară de gală aș trece cumva peste aceste tips and tricks pe care le folosești cumva ca să faci personajul mai spumos și aș putea să fiu de acord cu tipul ăsta de look.
Rămân în pronunțare, îți spun sincer, pentru că mi se pare machiajul mult prea accentuat pentru tipologia asta de bej cu bej cu bej cu bej. Mi se pare foarte construit cumva într-o singură direcție, cumva foarte tematic. Ce ai în picioare mă înfioară, efectiv, mă înfioară, îmi dă goosebumps, e așa. Bine, i-am văzut integrați în poveste. Aveam și niște cizme lungi până peste genunchi bej din piele, dar erau de mătușă, nu? Și atunci am zis că e mai fun. E clar că e o Caterinca, adică... Înțeleg că e o Caterinca. Da, dar în niciun caz un personaj, adică, nu știu... Nu pot să zic că aș purta neapărat cu în același timp ești într-o competiție în care celelalte fete au fost amendate foarte grav când au venit în context de personal sau în context de jumanfișism. Mulțumesc! Îmi place că poți să pui în scenă un personaj. Îmi place că intri în personaj. Mi-a plăcut cum ai defilat. Ținuta din seara asta este o ținută experiment de designer, în mod evident. Dar îți vine bine. Mie nenorocirile pe care le porți în picioare nu-mi plac. Însă, în contextul poveștii tale, se potrivesc. M-ai băgat într-un film și cu machiajul. Cu țăcălie aia pe cap. Dacă mai porți mult, mă gândesc nu că mai. Poate lansezi un trend. Nu mai. Pe stradă, așa, legată la cap. Nu mai. Nu știu ce să spun. Nu, tu fă ce vrei, pentru că mie îmi plac filmele tale. Hai să fim în filme. Da. Mie îmi place în primul rând pentru că ești autoironică și asta e o mare chestie, este un semn de inteligență. Mie îmi place ce porți în seara asta, într-adevăr o duci în personaj. Sfat către designer, pentru designerul care a făcut-o. Hai să ne imaginăm că nu ai fi avut acele franjuri atârnate. Și hai să ne imaginăm că această rochie nu ar fi fost în colț. Și să ne imaginăm că aveai niște dresuri albe, o pereche de saboți sau sandale cu platformă, că ai fi fost cu o fată foarte retro și avea o garoafă roșie aici. Eu îți garantez că era o ținută superbă. Cu siguranță, da, era. Cu foarte, foarte mici modificări. Cu siguranță. Nu știu de ce se ajunge și de ce se insistă către chestia asta care trimite, nu știu, la scenografie, la decor prăfuit de teatru, hainele trebuie să fie haine. Să acolo e frumos. Intervențiile alea care atârnă, asta e doar părerea mea și sper că sunt obiectiv și sper că experiența își spune cuvântul, sunt complet inutile. Altfel, mie îmi place ceea ce porți și îmi place că reușești să conturezi personajul, că l-ai dus până la capăt, inclusiv cu legău. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Bravo, Stirgez! Din păcate, în seara asta nu pentru mine. Mulțumesc frumos! Bune, sunt și două, Doamne ajută, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Dragii mei, dacă vă place să mergeți la terapie, la psiholog, la psihiatru, continuați să o faceți, este cel mai frumos lucru pe care îl puteți face pentru voi. Nu există, nu am timp, nu există, trebuie să mă duc la servici, etc. Sănătatea e cea mai importantă. Vă pup și votați 5 la 1220. A venit așa, ca un personaj, exact cum au spus și jurații. E ceva ce n-aș purta niciodată, sub nicio formă, nu e pe gustul meu, nu văd cum te poate complimenta o ținută de genul ăla. Ce dorești să facem astăzi la păr? Să rezolvăm întâi problema, că uite cum arată, e umflat și plin de volum. Și aș vrea un coc foarte sleek, așa, pe cap. Un bani la spate, dar din ultimele șuvițe care rămân la vârfuri aș vrea niște antene așa fixate cumva în lateral care se iasă, pentru că o să am un accesoriu pe cap și nu sunt neapărat interesată de partea de sus cât partea de la cu vreasta. Vreau să arate într-un stil. Mama, arată impecabil, știți ce-mi doream, mi-ai făcut. Și te-ai ajutat și fixativ ăsta mișto de la Bella Flex. E bombă. Și antenele sunt pe poziții. Ca și mine. Dragilor, cu fixativul Bella Flex am realizat această freză.
Cum era aia? Tații de familie. Tații de familie. Cei mai chincă tați de familie din lumea lumească, vorba lui pisică mea, Ilinca. Sunt, să se ducă sunt să la să Berlin, ia în Prenzlauer Berg, să vezi acolo tați de familie. A, deci e bine că nu sunt, sau nu e bine pentru noi că nu sunt. Urmează Georgiana, cea care face ravagii printre tații de familie. Una mai frumoasă ca cealaltă, una mai sexy ca cealaltă, una cu o poveste mai interesantă decât aceleilalte. Bună seara, Georgiana! Bună seara! Ei, am zis bine. Eu cuvântul că aștept poveștile tale de fiecare asta? Dată. Am luat un tic și nu mai știu unde. Care-i ticul? Ei bine, nu știu. Bun, se zvonește că o controversată concurentă de la Bravo iStyle, sezonul 8, a plecat în secret să se consulte cu oracolul din Delphi. Ea își dorește să pornească un război împotriva unei alte concurente, dar se întreabă următoarele. Îi va fi afectată imaginea în online? Ce părere o să aibă fanii despre asta? Și cum va fi primit războiul ei? Care vor fi reacțiile? Care vor fi taberele? Exact. Nu știu cum, în schimb, în momentul în care ajunge acolo, își dă seama că celebrul oracol este de fapt o femeie. Și încep discuțiile. Dar de ce nu-ți place ținuta mea? Dar de ce nu-ți place de mine? Dar de ce o placi pe cealaltă? Dar de ce o susții pe cealaltă? Eu mă duc acum să le împac, nu cred că o să pot, au personalități puternice, plus că eu în secret țin cu grecoaicele. Deci... și dacă mă întreb, cred că intervii și tu în discuție și te prinde și pe tine. Păi și cine dar e concurenta? Cine e? Asta. Cine păi e concurenta? Cum să facem acum povestea? O simplificăm. Deci dacă mai spunem și numele concurentei, păi da, nouă ne place. Plus că eu am spus că țin cu grecoaica și nu cu concurenta, deci nici asta nu e. Așa, trebuie să rămână ca un mister. La tine toate rămân într-un mister, Georgiana. Tot timpul ne avem... lași în suspans, așa. Dar nu e bine să avem temă pentru acasă? Se termină emisiunea și da, ne doar gândim. Că vezi tu, cumva la mine bătrânețile își spun cuvântul și atunci eu până mâine uit. Și îmi pare rău că, uite, n-am savurat până la capăt o poveste. Uite, un indiciu. Voi n-ați vrea un indiciu? Nu vă interesează? Păi, un uite, indiciu mic. Cred că indiciu o să fie de la tine. Dă-mi o listă cu cele mai controversate concurente. Păi, dar de ce eu? De ce mă bați pe mine? De ce mă întreb pe mine? Mai... Uite, să fac o listă, fetele. Cine da, îmi face lista? Stai, Badin, Balma, Andreea. Ele două? Și Alexandra? Nu, nu, mai avem. Mai avem cine? Păi, dacă ne uităm așa, toate cred că sunt controversate. Inclusiv tu? Inclusiv eu, da. Da, dar mie îmi plac grecoaicele și nu m-aș certa cu ele. Despre ținută, îmi spune Iris. Georgiana, mi-a plăcut povestea. Eu m-am simțit. Dacă m-am simțit prea importantă, e problema mea. Mi se pare că... îmi place cromatic foarte mult, în primul rând, și vine și bine. Mi se pare că asocierea dintre piese, în special între fustă și geacă, este nepotrivită, cumva, din punct de vedere a texturii. Fusta mi se pare prea subțire pentru geacă. Cu cămașa nu mă deranjează, însă cu fusta se întâmplă ceva. Poate ridici un pic cravata să văd care-i situația acolo la terminație. Îmi place mult fusta cu cămașa, îmi place cu cravata. N-aș fi scos totuși geaca, poate aș fi pus altceva în partea de jos. O pereche de pantaloni, nu m-aș fi dus pe blug neapărat, poate chiar piele, nu știu. Ghiozdanul, nu-l văd. Nu? Nu-mi place în context. Nu-l văd neapărat. O să te deranjezi. Ia zi, ce te deranjează așa tare la el? Nu mă deranjează neapărat printul. Îmi place ideea de print acolo plasată, dar el e urâțel. Eu nu-l găsesc frumos. Nu-l găsesc cu fusta, din nou, repet. Cu cizmele, mi se pare o căutare de asortare, dar nu e ce ar trebui să fie. Cercei cam
finuți, cam organici pentru ce se întâmplă cu geaca și cu coafiura dunga de pe buze. Grafic aia, ai grafic ceva și la ochi? Da. Cumva? Nu știu, zona de safari, de ceva cu printul de pe... Vreau de să mi explici un pic ca să văd dacă... Păi, eu deja și... știi povestea că noi am mai vorbit așa de ținută, deci cumva știi despre ce e vorba și mi-am dorit să ies din zona mea de confort, mi-am dorit să vin cu o altă propunere, o altă variantă și m-am gândit că ele sunt destul de potrivite, având în vedere că eu am ales și geaca și botinele în context. De aceea, faptul că fusta e subțire, da, fusta e cu cămașa și ele două sunt împreună. Intenția e bună, se pare, mi se pare că e o problemă cu dozajul la tine. Adică, ba, vrei multe... Dar, de fapt, nu-ți plac piesele ție, pentru că dozaj am accesorii, nu, am... Nu, dar nu-mi plac asocierea dintre ele. Nu, piesele în sine sunt frumoase toate, inclusiv cercei, make-up-ul îmi place cum îți vine, inclusiv șuvița aia acolo așa, uite, twist pe frunte. Dar, mi se, nu știu, vorba de dozaj, se creează aici elementul ăsta grafic, aici din nou, la buze din nou, cercei, vine cravata în jos, geaca, mi se pare, ți-am zis... M-a zăpăcut. Okay. Nu știu de ce să mă leg. Aș fi păstrat partea de sus. Mulțumesc, Chiris. Salitate. Ascultăm jurizarea în ceea ce privește ținuta ta. Ce zice oracolul? Ce să mai... Nu mai zice nimic. Așteaptă jurizarea că, sigur, iese... Vezi? Aici puțin. Dacă mi-ai fi spus... Și mă salvai? Data viitoare, țin minte. Nici eu nu mai spun nimic, suspans. Bună! Georgiana, îmi plac poveștile tale la nebunie. Toate au un tâlc. Eu totuși cred că bănuiesc cine este concurent, dar nu vreau să zic. Că tot să zici că da că sau cârcă nu. Mârc. Că cârcă mârc. Că cârcă mârc și rămâne după aceea că am zis eu, las-o așa. Așa ca și ținuta. Las-o așa. E de rău, nu-i așa? Simt eu că e de rău. Măi, ce caută cravata? Dar mi-a plăcut. Ce? Mi-a plăcut așa cum vine. De fapt, recunosc, e așa. Tot... Nu pot să scap de sacouri și de cămăși. Nu pot. Orice ținută, tot îmi vine să... Și cravata e de acolo și mi-a plăcut tare mult. Nu era inițial. Deci, inițial când am făcut ținuta, nu era cravata. Am simțit... Dar cum ai simțit tu cravata aia lângă ciocate? Lângă ghiozdanul ăla cu animal print? Lângă un biker, cravata la anumite contexte? It's ok. Da. Dar în tot contextul ăsta... cu fusta aia din tergal, din in, din ce Dumnezeu este, cu cămeșeica aia. Cum ai simțit tu cravata? Ce caută cravata? Nu e nenorocit. Jacheta ar fi frumoasă. Ciocatele ar fi frumoase. Ghiozdanul e urât, da. Am înțeles. Desert rose, tâcă. Cămașa ar fi frumoasă. Îmbinarea lor, mă, Georgiana... Of... Nu ne duce, nu rezultă. Zi-mi, te rog, cămașa asta a mai fost în platou zilele astea? Da, a avut-o una dintre colege, mi se pare că Jazz, a avut-o ieri sau alaltă. Ok. Dar este a mea, doar că din același magazin. Am o problemă cu grafismul la nivelul capului. Avem un grafism pe frunte, un grafism exagerat la nivelul ochilor, un grafism pe centrul buzelor și acești cercei care mie îmi dau ca niște brățări de acces la un festival. Așa arată în momentul ăsta. Prea mult, știi? Prea multă informație în zona asta pentru un cap mic, altfel desenat foarte cute cumva de acest coc pentru care tu ai optat. E prea interesantă combinația de elemente care toate arată bine separat, o să râzi. Ochii mi se par foarte interesanți, povestea de pe frunte mi se pare interesantă, dar trebuia la fel editată, trebuia să renunți la ceva ca să funcționeze. Eu aș fi renunțat la dunga de pe buze pentru că nu-i văd sensul, nu e atât de interesantă ținuta încât să susțină un element atât de outrageous, atât de scos din context. Să rămâi cu buze nude și ar fi funcționat în momentul respectiv. Nu mă nebunesc după cravată, nu știu de ce eu dacă ar fi să înlocuiesc cravata asta, m-aș gândi mai degrabă la o eșarfă, la ceva mai safari, cumva legat în jurul gâtului, ori băgată în interiorul cămășii, ori chiar pur și simplu înodată, cum uneori mori să-și înnoadă eșarfele la gât, care sunt superbe, by the way, și ar putea fi o sursă de inspirație pentru voi. Altfel, mi se pare că e un look care, din punct de vedere cromatic, stă în picioare. Puiule, e jale. Nu, jale.
jale cu caps lock, nu? Poate să fie jale mică, medie sau mare. Asta e jale mare. Cerceea sunt de vama veche. Ar merge, sunt oricum oribili. Ar merge cel mult cu un macrame. Tu pe seară, după o hamsie, pe faleză, te pup cu un băiat și vine valul. Cel mult. Cerceea cu jachetă biker e maică-mea. Jachetă, doamnelor, domnilor, dragi lăici, cetățeni, copii, bunici, cine vreți voi. Niciodată, istoric, jachetă biker cu rucsăcel e moartea. Moartea! Pune-l pe partea cealaltă. Dar jachetă biker cu acest rucsăcel care el și singur e moartea, avem de două ori moartea. Asocierea dintre rucsăcel și ciocate, inclusiv cromatic, e moartea. Ce caută o fustă gen, Miu Miu, gen, da, cu ciocate, rucsăcel, baicăriță, cravată de la Cireșica și cercei de vama veche? Și în tot contextul ăsta mi-a întrântit și o dungă pe buze neagră. Că ce? Pe cine mă căutați? Am vrut să fiu creativă, dar n-am fost. Dar tu ești superbă și povestea e divină, bravo, dragă. În seara asta nu. Din păcate, nu mai suntem în momentul în care o gamă cromatică să vă salveze. Nu ai stil. Îmi pare rău, Georgiana. Vorbește cu telespectatorii. Da. Îmi pare teribil de rău. Am nevoie de susținerea voastră. E tot ce mi-a mai rămas acum. Așa că votați 8 la 1220. Sad face. Se pare mie sau ai lacrimi în ochi? Da, mă întristează, nu mă întristează, mă înfurie teribil, pentru că am încredere în niște lucruri și am zile în care sunt în zona mea, scârție, ies din zona mea, scârție. Mă frustrează, deci e așa. Puiule, la fusta aia trebuia să pui t-shirt polo, foarte strâmt, crop top, da, polo, ciorap sport, cu saboți, cu platformă de lemn și cu tocul foarte înalt și gros. Lăsai părul, scoteai ororile alea de cercei, luai o geantă comilfo și plecai în lume. Ideal ar fi fost, exact, ideal ar fi fost ca la bejurile astea și dacă făceai lucrul ăla tip Miu Miu, ideal ar fi fost ca geanta să aibă o culoare, stronța, să fie ceva, nu știu, roșu. De ce nu? Da. Aș vrea să vedeți ceva foarte sexy în cele ce urmează. Sper să ne trezească. Ești drăguță, mersi. Stai jos că ești legat la scaun, nu mai știi că ești cablat? Păi chiar sunt, hai să vezi. Asta zic, nu se poate, poate mâine. Poate. Andreea, te aștept, draga mea. Mulțumesc că mi-ai dedicat melodia asta, ești minunată! Au! Au! Ai dat-o! Bună seara, Elinca! Bună seara, Andreea! Eu mă pregăteam să zic altceva, că nu foarte multe concurente au simțit
Asta? Păi da, nu, s-a oprit în fața mea, mi-a făcut așa, m-a nominalizat, nu? La ea, ne uitam la Alexandra și la... Urmăream și să dragă să zgulești ceva și la Andreea, dar Alexandra s-a și băgat în fața noastră, nu mai vedeam nimic decât pe ea. Mi se pare mie sau Alexandra chiar a făcut deranj realmente. Pe defilarea Andrei, Alexandra a făcut mare deranj. M-a nominalizat, a trecut pe lângă mine și mi-a făcut așa. Și a zis, ai, pentru mine, bine atunci, mă ridic și mă distrez. Așa ai făcut? Nu, trebuia să asculți versurile. Păi l-am ascultat, le-am pe toate, mă trebuia să fii atentă pe ce vers am, ce vers am dedicat. A, deci ți-a dedicat un anumit vers? E, spune-mi tu. Nu am venit aici să vă enervez. Ăla era versul pentru tine. Adică să nu-ți, referitor la discuția de ieri, să nu-ți mai sară. Ior, cum ți-am mulțumit, adică m-am distrat teribil. Mă bucur. Bun. Mă bucur. Andreea, foarte bună, Ilinca. Ești astăzi. Bună seara, unde mergi? Ilinca, merg să stilizez niște videoclipuri ale unor cântăreți de manele. Pentru că m-am uitat la videoclipuri și nu mi-a plăcut deloc cum erau îmbrăcate fetele de acolo. Vreau așa să le aduc puțin în actualitate și merg să le stilizez eu un videoclip. Și să văd dacă o să le placă, o să continuăm. Haideți, vă că manelele sunt fete pe pantaloni cargo. Păi asta pe accesorizare să-i aduc slab. În actualitate. Slape accesorizare. Ah. Cum iris? Și slape accesorizare. La videoclipul alea, sigur. Andreea merge. Poate vine cu o altă viziune, Andreea. Poate era și ideea. Toate sezoanele ne-ați fost accesorizate ca într-un singur videoclip. Băi, au niște lanțuri, au niște bijuterii. Despre asta e vorba. Trei lănțicuri. Cu toate că acum te văd mai bine, Andreea. Da. Aș vrea să-mi spui, și mă bucur de atitudinea asta și de zâmbetul tău. Aș vrea să-mi spui... Dacă ai fost și de ce ai fost tristă după emisiunea de ieri și în culise? Da, am fost destul de tristă și în emisiune și după. Cumva s-au adunat multe lucruri. M-am uitat și la emisiunile de la televizor în ultimul timp, puțin mai mult decât o făceam înainte. Okay. Și înainte mă uitam, dar cumva n-aveam timp fix atunci și s-a întâmplat că acum să mă uit mai mult și să văd cumva încă o dată acele lucruri care s-au întâmplat și să mă afecteze cumva mult mai tare, pentru că vedeam fix lucrurile în fața mea, nu-l trăiam ca aici, ci îl vedeam ca și cum aș uita la un film și vedeam mult mai bine anumite detalii, anumite lucruri la care au fost spuse. La ce anume te referi? Acum la televizor se dă acea parte în care fetele cumva mă acuzau pe mine că din cauza mea ele primesc anumite comentarii negative în online. Am înțeles, s-a creat o stare, dar asta s-a întâmplat în trecut. Da. Astăzi vorbim de prezent și viitor, bineînțeles. Da. Ce mesaj ți-a trimis mama ta? Mama mea... Ai tăi ce-ți spun? Na, supărați. Bine, ei mă încurajează, nu e vorba de asta, nu e ca și cum îți demoralizează sau ceva de genul. Mă încurajează chiar și astăzi, mama mi-a dat niște mesaje dimineața de am început să fiu numai când le-am citit. Mesaje de încurajare? Da. Ce te zic? Mi-a zis că mă iubesc, dacă vreți să vă și citesc, pur și simplu, că mă iubesc și ție la mine și să fiu puternică, să arăt ceea ce sunt. Și de ce plec, iar nu știu. Pur și simplu, eu internalizez lucrurile și am așa struggle cu mine, internalizez lucrurile și după aceea încerc să le rezolv eu cu mine. Nu sunt genul care să exteriorizez cel puțin lucrurile negative. Cumva eu și caut foarte mult scuze oamenilor și înțelegere, cumva încerc să îi văd pe ei persoane separate și să-mi dau seama ce i-a făcut să spună asta. Poate și ei au problemele lor și cumva au făcut lucrul ăsta și din cauza asta. Și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în capul meu și nu mai. Da, mi-a trimis astăzi, mă. Eu vorbesc foarte mult cu mama mea și suntem foarte apropiate și mai ales competiția asta ne apropie cum eram și înainte, dar mă ajută foarte mult
mai ales că e aproape de mine în absolut orice moment. Și azi dimineață m-am trezit cu un mesaj foarte frumos, mai ales că era și ziua copilului, cumva mi-a urat la mulți ani și mi-a spus că mă iubește foarte mult, că este alături de mine și să fiu puternică, să arăt cine sunt, să fiu așa cum știu eu mai bine și ea oricum mă iubește indiferent de orice. Și te-ai emoționat asta. Da, am plâns de dimineață, adică am început ziua de astăzi, am plâns. Da, doar că sunt cumva lacrimi de da. Fericire, să zic așa, și cred că ai considerat o motivație în plus, dacă vrei mesajul din partea da, lui. Într-adevăr, m-am gândit la mesajele astea toată ziua și au fost la momentul potrivit. Culmea este că una dintre fretele cu care tu spui acum că aveți tot felul de lucruri de împărțit, discuții în contradictoriu și așa mai departe, Iris, a empatizat cu tine. Iris? Pot să înțeleg perfect cumva prin ce trece, pentru că e singură cumva împotriva lumii, dacă stai să te gândești așa. I-au plecat prietenele, persoanele care rezonau din competiție, toate fetele au pus-o pe rând la colț, mai mult sau mai puțin, cu lucruri, până la urmă, nu inventate, nu este o dorință de a o trage pe Andreea în jos, doar că s-au întâmplat niște lucruri pe care fetele le-au observat la rândul lor și au ales să le spună. Andreea împotriva lumii? Nu, Andreea are susținătorii ei și eu cred că o ajută foarte mult. Noi nu suntem împotriva ei, nimeni nu este împotriva ei. Noi niciodată n-am vrut să o atacăm pe... Eu, cel puțin bine, eu zic nu, din prisma conversațiilor pe care le-a avut cu celelalte concurente, pentru că eu, din punctul ăsta de vedere, nu am avut nimic de împărțit. Însă nu mi s-a părut că fetele vor să o atace. Mi s-a părut mai mult că vor să-i arate și că cumva să înțeleagă și perspectiva lor și să schimbe Andreea ceva. Deci a fost doar o comunicare de genul acesta. Mie mi se pare că astăzi, pentru prima dată, am văzut-o pe Andreea. Nu-mi doream să o văd atât vulnerabilă, să o văd că plânge, că nu-mi creează satisfacție. Dar am ajuns într-un punct în care am văzut-o pe Andreea. S-a lăsat cumva, a avut oameni și în față atunci când a încercat să se abțină, să țină tare, nu voia cumva să... Nu vrei, nu e ușor să alegi, să-ți arăți punctele slabe, să... te lași văzut în totalitate și cumva a avut un moment în care a vrut să țină cu dinții de asta, să se țină strong pe poziții, dar mie mi se pare frumos și uman și... Despre ținută, Maria, ce-mi spui? Îmi place ținuta. Aș fi vrut mai multă accesorizare. Îmi place ideea ținutei. Mi se pare că nu e completă. Aș fi vrut ceva mai mult. Trei curele nu sunt suficiente, deși sunt poziționate corect. Eu mi-am pus, doar că s-a dezlipit. Aici aveam părul, decolteul plin cu șuvițe de păr. Dar da, nici nu te-am sesizat nici în spate. Mi se pare puțin. Și mâinile le-aș fi acoperit cu ceva. Mi-aș fi luat, nu știu, niște mănuși sau niște manșete. Mi-aș fi luat ceva, oricum. Mi se pare foarte gol. Deși ideea asta de curele în partea sânilor mi se pare extrem de mișto. Mi se pare mișto și jeans-ul. Pică exact cum trebuie, ca și lungime, dar mi se pare o ținută incompletă. Ai mai fi pus niște brățări? Aș fi pus mai mult, ești foarte goală în partea de sus, adică tot bling-blingul ăsta de la curele nu e suficient. E frumos, dar still naked. Eu așa am considerat. Mulțumesc, Maria. Să ascultăm jurizarea în ceea ce privește ținuta ta, Andreea, în fața lor. Bună seara, Andreea! Bună seara! Bună seara! Încep scurt și la obiect. Medi din Euforia, Rosalia în clipul... Sunt mai multe clipuri în care aș putea să te plasez la Rosalia. Oricum, clar vorbim despre o estetică latino, latino girl, cel puțin așa te văd eu în momentul ăsta. Dar știi cum e latino la pe nou? Pe reo? Poate decisă. Vreau să știu cum te simți în ținuta asta. Sincer, foarte dezbrăcată. Și mă cam strânge aici. Dar, per total, sunt ok. Hai să ne punem și ochelarii, că poate te mai îmbracă puțin. Da, exact. Overall, pentru mine este un look interesant. Atât pot să spun în momentul ăsta. Mulțumesc frumos.
La ținuta asta, bonsoir, Andreea, bonsoir, ai fi avut nevoie de niște cercei derivați din ce poartă colega ta, Ioana, Ioana, dar mult mai mari. Un choker la gât, cum a avut ieri, dacă nu mă înșel, Alexandra, și obligatoriu, dar obligatoriu, o fustă minusculă foarte scurtă. Este mult, e ca într-o compoziție, e ca în pictură, gândește-te la un tablou, este mult prea multă piele, cum spunea Roitfeld când era încă editor la Vogue Paris, we are French, we smoke and we show flesh. Dacă we show flesh, arătăm flesh, nu arătăm flesh până la jumate. Trebuia să-ți văd picioarele dacă am goliciuna asta în sus sau, din potrivă, să am acel choker și niște mănuși foarte lungi cu cristale, în așa fel încât să echilibrez acești pantaloni cargo care sunt ca un pumn, sunt in your face. Dacă nu voiai să faci nici asta, atunci, în mod obligatoriu, arată pantofii, te rog mult, trebuia să ai sandale, niciun castileto, dar sandale bijuterie, cu degetele la vedere. Undeva trebuie să existe un echilibru. Tu ai închis, ai blocat complet partea de jos și ai descoperit mult prea mult partea de sus, dar nici n-ai accesorizat-o corect. Aici e problema. Dacă aveam ce-ți spuneam, intenția ta e foarte bună, îmi place și mie asta aici, dar ai șchiopătat-o de Repopescu, iepurele șchiop. Din multe puncte de vedere, sunt sigură, Andreea, că în această competiție tu ai intrat cu stilist. Acum am ferma convingere, deci... Nu am lucrat cu nimeni niciodată. În primul rând, nu pot să mă înțeleg pe partea asta de haine cu nimeni. Nici cu mama, când îmi mai spune câteodată, uite, îți place lucrul ăsta. Deși, în general, sunt foarte flexibile pe absolut orice. Dar când vine vorba de haine, pur și simplu... Nu ascult și nu suport să-mi spună cineva dacă cu ce să mă îmbrac. Dacă tu mă întrebi, a fost o strategie și ai lucrat cu stilist categoric, nu. Pentru că este imposibil ca o persoană care a avut ținute bune foarte multe săptămâni la rând să fie în căderea asta liberă, dar nu în cădere liberă, e nenorocire ce se întâmplă cu stylingul tău. În seara asta este o ținută la limita între Bravo High Style și Nice Style. Ținând cont însă că este mai bună decât multe de ținutele din celelalte pe care le-ai făcut în trecut, it's ok. Asta, apropo, vis-a-vis de ce a spus Ioana ieri la alteri, că nu accesorizezi. Păi atâta timp cât tu pui trei curele strălucitoare aici, păi trebuiau să fie mâinile, urechile, gâtul, pline de cristale, choker, etc. Tu ai pus cercelușa în urechi, bă, cercelușii sunt de botez, de botez. Mă rog, pus-i mai mărigit, dar de botez, de se pun la botez, la fetițe. O să-ți dau Bravo Stil. Bravo Stil. Da. Crede-mă că aveai stil. N-am avut. Andreea, pentru mine ești o Ariel urbană, că tot vorbeam zilele astea de Mica Sirenă, exact povestea asta de dezgolit în sus și îmbrăcat în jos. Bravo, ai stil. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Culmea, și pentru mine ești o Ariel urbană, intenția este foarte bună, dar Ariel a rămas la 9, stylingul e la 7 și concurenta e la parter. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Andreea. Mulțumesc și vouă, dragii mei, că sunteți alături de mine. Suntem oameni și e normal și frumos să trecem prin absolut orice stare, absolut orice perioadă. Eu acum, da, poate nu sunt într-o perioadă atât de bună, dar vă promit că o să îmi revin cu siguranță, pentru că știu că sunteți alături de mine și nu vreau să cad, ca să zic așa. Deci vă rog frumos să fiți în continuare și să vă votați. Indicativul meu este 6 la 1220. Vă pup și vă iubesc. Pa! Dragilor, susțineți-vă concurenta preferată neîncetat, trimițând SMS la 1220, doar cu indicativul acesteia, exact așa cum apare în acest moment afișat pe ecran. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro, TVA inclus, serviciu disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom Mobil și Digimobil, excepție făcând utilizatorii prepay ai Orange România SA, pentru care tariful aplicabil este de 1,23 de euro, TVA inclus. Nu știți ce urmează să se întâmple. Nu cred că sunteți pregătiți pentru asta, dar vă dau o secundă, să zic două, hai două secunde, să vă pregătiți, să priviți și să iubiți. Rebecca.
zicea Morleșin acum? Ilinca se aplică expresia din popor. Ce Ilinca? Expresia din popor, Ilinca, asta e dracu gol. Dracu gol. Nu se poate așa ceva. Asta este un moment istoric, concurenta Rebecca. Ai reușit în sezonul 8 să-i distragi atenția de la subiectul principal de interes și să o faci să considere că în viață există și alte aspecte. Băi, dar ce, Rebecca, deci, da. Da, ce vorbeam ieri că tu, adică, sau alaltă, nu mai știu, că tu mergând pe stradă, de ce mergi și nu dansezi? De ce? Adică ție îți vine așa dintr-o dată, asta zic. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că aseară m-a sunat Jazz. Așa. Că n-am medicamentele, că timpul, că ăla, că nu înțeleg, nu știu, n-am înțeles. Și azi mă duc eu, îți iau medicamentele, m-am dus la farmacistul exotic. Și am ajuns în club în final și am ajuns pe la unul acasă care mă întreba what's love și din alea. Și m-am trezit dimineață și am tras și am putut pe mine. Am găsit ciorapii lui bunică, s-am pus o brăboadă să nu mă cunoască lumea, pantalonii nu i-am găsit, niște saboți și am fugit. Și asta a fost the walk of shame. Altceva ce asta să mai zic. Cam asta s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat bine, Rebecca, atâta pot să spun. S-a întâmplat foarte bine, s-a întâmplat. Da. Te rog, da, vino aici pe steluță lângă mine. Da. Jasmine, despre ținută, te rog. Nu pot să vorbesc mai mult despre defilare, dacă vrei. Că mi-a plăcut ținuta foarte mult. Nu mă dă pe spate ținuta în sine, dar îmi place atitudinea ei. Uite, spre exemplu, geanta. Nu-mi place deloc. Adică nu aș vedea-o integrată în niciun fel de outfit. Nu aș purta-o personal. Nu-mi place. Încălțămintea, iarăși, nu-mi place. Body-ul l-aș purta, dar nu știu. Cu ceva lung în partea de jos, poate, nu știu exact din ce material e body-ul, poate un tiul sau ceva, nu știu. Oricum, nu cu sacoul respectiv. Dar îmi place ce ai făcut în zona capului, îmi place make-up-ul, îmi place de tine. Apreciez că m-ai integrat în povestea ta. Îmi pare rău, dar... Chiar o să creadă lumea că sunt nebună. Nu, dar nu, e nu. Ok. Te-am folosit povestea pentru că am avut niște probleme când m-am îmbrăcat. Nu te-ai gândit la mine. Nu mi-am pus astea și a trebuit să îngropesc de fapt o poveste ca să aibă sens și să-mi rup ștrampii să nu mai fie ei așa de urâți. Mai tu chiar ți-ai rup ștrampii intenționat? Da, acum da. Arătau prea urât, erau prea urâți, îi vedeau, ieșeau la spate. Eu am crezut că, nu știu, ți s-a agățat puțin șrampul, ți-ai dat seama că s-a rupt și ai zis, Doamne, iartă, mă rup tot și aia e, ce-o fi, o fi. Jur, n-am crezut că asta a fost intenția de la început, dar cred că a fost o situație de moment pe care ai adaptat-o și mi s-a părut foarte așa. La becul ăla deasupra capului s-a prins repede. Păi a fost adaptată, că am gândit-o pe scaun, că mă gândeam ce pot să fac cu ștrambul, că nu pot să-l ascund nicicum și a trebuit să găsesc o soluție. Și atunci am să integrez... Dar mai aveai ceva peste... Mai aveam un lănțic la gât pe care la care n-am mai avut timp să... Nu, eu mă refer în partea de jos. Te gândiți la ținută? Te gândiți la ținută și cu ceva în partea de jos și nu a intrat. Nu, e doar vorba de poziționare, e vorba că n-am apucat să-mi dau jos etichetele ca lumea de pe pantofi. Detalii din astea de finețe. Dracu, mai vede o etichetă de pe pantofi. Da, a rămas lipit. Păi da, chiar vreau să vă întreb. Da, că acum asta vreau să-i întreb pe jurați, dacă mai văd ei eticheta de pe pantofi în fața lor, Rebecca. Aduce aminte foarte tare de Grace Jones și mai cu seama datorită legăului de la cap. Nu-mi place nici mie neapărat geanta, dar a integrat-o foarte bine în styling. Ai ceva și Grace Jones, dar ai ceva și Classic Dior, datorită pattern-ului, dar ceva și porn chic. Îmi place nu că mult. Porn chic datorită saboților. Aia saboților, body-ului, îmi place nu că mult. Cluj. Foarte mult îmi place. Foarte mult. Styling-ul, cel puțin ce ai făcut cu astea, cu șapca, cum ai legat pattern-ul, sabotul ăla borfic vechi de madame, da. Îmi place foarte mult. N-am ce să comentez, să adaug vis-a-vis de ce a spus Boris. Borfic vechi, dar stylish maxim în același timp. Cureaua aia aurie cu lanțul, geanta e urât. Am avut emoții la... Geanta n-are legătură cu restul ținutei. Dar ținuta, bombă. Tu, doamne, măiculiță, ce ai făcut?
Dumnezeu pe pământ. Eu îți spun sincer că mi-ar fi plăcut de tine chiar și cu ciorapii întregi în situația asta, dar overall este un look cuceritor care a avut enorm de câștigat de pe urma prestației tale. Bravo, ai stil! Mulțumesc! Mulțumesc! Bravo, ai stil! Felicitări, mei... Rebecca! Scuze, scuze, Ilinca, asta că m-am și emoționat. Nu mai trebuie să-ți cer scuze niciodată, vorbește cu cei de acasă, te rog. Dragii mei, am cam emoții, pentru că am avut emoții ce o să fac acolo jos și am avut emoții ce o să se întâmple cu ștrampii și dacă e bună ținuta, dar nu vreau să am emoții cu voi, așa că votați 3 la 1, 2, 2, 0 și... Și let's do this! Tot așa, da. Sunt foarte fericit acum. Gata? Foarte bold, foarte brave, nu știu, dezinvoltă. Am înțeles că e dansatoare la origini, nu? Se vede asta și cumva compensează cu ceea ce propune din punct de vedere stilistic. Nu mi se pare neapărat wow din punct de vedere stilistic, dar revenind la ce spuneam mai devreme, contează mai mult de atât. Poți convinge publicul, poți convinge jurații și prin alte intermedii. Să știți că și în timpul filmării și în momentul în care se difuzează și în reluare, Rebecca tot la fel dansează, este înregistrată emisiunea noastră, așa că toate voturile pe care voi le oferiți concurentelor, noi le luăm în considerare la momentul înregistrării ediției eliminatorii. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canaldedoi.ro. Nu te mai mișca, că nu mă pot concentra. Atâta pot să spun. Iris, suflete, ești miresică azi. Da. Eu am fost ieri, tu ești astăzi. Da. Doar că un alt fel de miresică. Un alt fel de miresică. Hai să ascultăm povestea, să vedem defilarea, Iris. Da, superb! Da. De ale voastre? Puteți să spun la televizor. A, bine, bine. De făcut am crezut că am făcut pascuns. Dar ne-ai văzut? Nu. No. Da. Da. Mă bucur să te văd. Se poate, Iris? Se poate, se poate, da. Bineînțeles că se poate pentru fiecare dintre voi. Dacă fiecare aveam aveți o ceva rock special. Și de-a mea, era mai bine, da? Așa. Hai că ești foarte bine și azi, unde te duci, care-i povestea? Ilinca, eu la un moment dat, dacă se amintești, când am venit eu, Dorothy, toată sub un... Da, mi-amintesc. Eu am spus că m-am îndrăgostit și că e poveste semireală. Păi e semireală pentru că n-am avut timp, dar el... e treaba asta și am tot dat-o pe asta. Cu n-am timp, nu se poate, nu știu, nu pot, poate mă împiedic și am vrut să văd ce face până acum. L-am testat și cumva eu eram așa mâță blândă și azi mă duc să zgâriu rău. Te-ai dus așa îmbrăcată? Mă duc la el, după ce i-am zis că n-am timp de aproape nimic și povestea reală că după filmări chiar mă duc. E povestea cu... Te duci, stați! Dă-o încolo de ținută! Nu, 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 nu! Ascultă-mă! Dă-o încolo de filmare! O lăsăm să se ducă! Acum să terminăm! Zi, mai zi ceva, povestește un pic. E real, adică
îmi place foarte mult de un băiat, dar nu am timp de el și l-am testat cumva să văd cum reacționează până acum când eu spun asta sau dacă își dă altfel interesul, dacă își face programul în jurul meu pe cât e posibil. Și? Și azi mă duc să îi dau răsplata. Deci înseamnă că s-a descurcat bine. Iris, o întrebare, e băiatul ăla cu pup la chat? Nu. Aia era așa un joc, o chestie de marketing, dacă vreți. Asta e poveste reală. Bă, dacă vrei, ce frumos! Pentru viața reală, jurații te aranjează. Te aranjează pe sex, te duci la lumea la întâlnire, că una e în competiție, alta e... Du-te așa! Bun! Scoate valul pe să nu se sperie omul. Nu că așa vreau să mă duc, e ca un cadou, e o dezvăluire, practic. Să fie misterioasă! Maria, cum arată ținuta? Misterioasă așa cum ești, nu-mi place ținuta. Da, e, pare o plasă, o perdea, o ceva pus, nu are volum, aș vrea ceva mai multe straturi, să fie mai mare, mai... Organza, da. Da, adică aș vrea să aibă ceva mai multă structură. Îmi pare sărăcăcioasă, pică, nu te văd nici prea bine, măcar aș fi lăsat-o în jos să-ți văd fața, să te văd pe tine foarte drăguță, așa, și să-ți văd și partea din față de la decolteu, care la fel... Pentru că, în rest, dacă el valul stă pe față, nu se distinge nimic și mai tare te acoperă. Îmi place că are mănuși și că și-a pus inele, nu-mi plac sandalele și nici claciul nu mi se pare neapărat potrivit catifeaua aceasta la ținută. Dar poate îl cucerești. Poate ce? Fără val. Poate îl cucerești. Ah, păi l-am cucerit deja. Păi, e prima întâlnire, am înțeles, nu? Nu. E prima dată când cumva mă duc și arăt că am timp pentru el, de fapt, dacă chiar îmi doresc. Era un așa, vrei tu să-i arăți că ai timp pentru el? Da. Într-un mod. Și cu siguranță nu vor vorbi despre ținută, adică... Păi, da, sunt convinsă. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. Aflăm ce au de spus jurații în minutele care urmează, Iris, în fața lor. Mulțumesc, Linca. La mână de o inspirație dolce, așa pe alocuri, situația, dar trebuiau niște cercei, mai cercei, mă rog, dantelele, dantele, mânușile, mai mânușile, never mind. Look-ul per total îmi place foarte mult. Părul la roșu al tău, make-up-ul, cerceia, cristalele, decolteu. Nu e dragă decolteu prea decoltat. Ce e decolteu prea decoltat? Nu, prea gol, a zis. E prea, prea gol. Da, așa, în contextul ăsta mi se pare într-adevăr prea gol. Dacă pun tiulul pune peste... tiulul la pătire, du-te că mai l-o umple și băiatul ăla cu ceva. Las. Mai vine și băiatul ăla cu acoperă minima cu ceva. Auzi, Iris, bravo, Stil. Mulțumesc, Raluca, mulțumesc. Pentru mine, Iris, e un lucru extrem de bine construit. Îmi place în simplitatea lui, îți spun sincer. Îmi place de tine la nebunie cu voalul lăsat, în niciun caz în variantele astea, pentru că mă duci cu gândul în videoclip, în ce se întâmpla acolo. Mi-ar fi plăcut un crucifix, mi-ar fi plăcut să mergi chiar mai departe. Machiajul ăsta ți-a potrivit... O cruce bătută! O cruce bătută! Din nou ajungem la de grisogoniu. Da. Ideea de bază e că e un look care îți vine superb. Machiajul este on point, better than ever pentru tine. Povestea asta de accesorizare minimală cu cercei excelentă și you got my heart. Bravo, Estil. Mulțumesc, Alex. You got my heart too, dragă Jeanne Moreau, la Mariette Abia Noir. Și e puțin și către anul trecut la Marie în Bad, ce a făcut nentă ta Maria ieri. Într-adevăr, să știi că sandalele sunt nenorocire, dar am să trec peste pentru că ai conturat un look foarte, foarte, foarte bun pentru că pielea este albă, pentru că părul e roșcat, nuanța rujului, negru, cristalele, cum s-a spus deja, dantelă. Ascultându-vă vorbit, mi-am dat seama că n-am ascultat niciodată acasă la mine, eu fiind acasă, Madonna, niciodată. Da, când eram mic, foarte, foarte mic, albumul ăla aveam pe casetă, This Used to Be My Playground. După aia am avut interesul complet. Dar asta este, look-ul îmi place, schimbă sandalele, nu se potrivesc în turută, nu ai purta. Bravo, ai stil. Mulțumesc, mulțumesc, Maris. Am prins și bezeaua. Eu nici nu vreau să mă gândesc ce urmează. Păi, dar chiar n-am glumit. Mă duc, alerg. Spre inima ta, glumesc. Vedem. Alergă, dragă.
Dacă te prind în parcare îmbrăcată cu niște bluși de alargi, cu tricou de la așa. Așa mă duc. Dacă vrei Madonna. Păi dacă mă iubește, dacă mă iubește vrei Madonna, basket. Du-te ca în Secret, în rochia aia de lurex, plină de bijuterie aurită lângă perete. Ăla era un look. Ăla era un look. Vă iubesc tare, dar nu mai vreau să vă spun asta, când de alta poate vi se urcă la cap și o lăsați mai moare cu voturile și nu ne dorim asta. Vă pup și vă promit de foarte mult timp că ne vedem noi curând. Sper că până se difuzează emisiunea asta ne-am văzut deja, să mă mobilizez și eu. Vă pup și vă iubesc. 41220. Gata și emisiunea de astăzi, fetelor. Parcă acum am început, nu știu cum s-a întâmplat, repede a trecut, dar mă bucur pentru succesul fiecăreia dintre voi. Să vedem cum arată clasamentul steluțelor. Mai avem o zi până la ediția Concept. Alexandra, Iris, Maria, Rebecca, pe prima poziție, 9 din 9, fetelor, felicitări. Jasmine, 7, Andreea, 5, Georgiana, 4, Ioana, nici nu mai zic. Și mâine e o zi, asta e foarte important, e o veche vorbă frumoasă spusă de Scarlett. Vă aștept cu brațele deschise, cu ținute bune, să plouă cu stele. Vă mulțumesc și vouă pentru că sunteți alături de noi în fiecare seară și mâine ne întâlnim tot aici, pe Canal de 2. Suntem și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok. Suntem peste tot și mai ales în inimile voastre. Seară bună! Verdictul Bravo I Still a fost susținut de Vela.